utilizat și va fi lovitură liberă pentru șerif. Steve Rubanguca, cel care a fautat prima lovitură liberă pentru pasează pentru Suvorov. Suvorov prelucrează mingea nereușit și este deposedat și iată, vedem o... trecere de sol. Rubanguca scapă ușor de Alexandru Suvorov. A, mingea aruncată în față. Cucoș intervine. Rubanguca. Place acest un adversar, urcă Rubanguca, trebuie să paseze. Autorul singurului gol, pasă elegant cu călcâiul, acum Rubanguca. Ruandezul trebuie la ribe. Sfinții acum încearcă să organizeze un atac, însă foarte bine se opune acolo Rubanguca. Rubanguca pasează lător al Zimbrului pe poziția lui Burghiu. Rubanguca pasează lui Macri, are lui Borș. Și Rubanguca este primul la balon. Rubanguca pornește pe contraatac, o vede foarte bine pe... În sistemul cu trei fundași centrale pus în aplicare de Lilian Popescu, fundașii au rolul de a... Burcea primește... Dublat însă Caranicas, Rubanguca aici, o posibilitate de contraatac pentru Zimbru, urcă Zoțara din prima spre Iacovlev. Rubanguca, Alexandru Misareș pentru Steve Rubanguca, centrare și încă o dată se opune Vadim Cravcescu. Durare în care o resping un să da și de pe linie. Rubanguca trece de Suvorov, nu are continuare. Poate bine scoate acesta către Rubanguca. Acesta însă este lent, nu știe cum să-i paseze camp. Au recuperat galben-verzi. Rubanguca înaintează Dedov. Petro încearcă și reușește să stopeze acest atac. Cristian Ursu, Abu Ataran, piruietă deposedat de Rubanguca, care îi pasează. Rubanguca deposedat de Rubanguca. Bună pasă către Kailai Jolu. Deposedat acesta foarte bine, iarăși Rubanguca a intrat în teren cu numărul 28 în locul lui Yama.
Liviu Forteș, numărul 23, și Vlad Iulian Bejan, de asemenea. Și care o găsește pe post? Sfârșnic acesta mai departe la Iasel Țurcan. Iasel Țurcan a absentat o perioadă foarte bună de timp. Dacă nu greșesc, s-a accidentat. Face din nou Vitus pentru Gânsari. Rubanguca, bun la depozitare la Oancea, iar Gânsari poate declara așa contraatacul. Mai sunt încă aproximativ 25 de secunde. Radu Gânsari încearcă să treacă de Rubanguca. Recuperare, pierde cele din urmă posesia. Adrian Ambros, FC Florești, Tudor Butucel și Maxim Cotârniche au marcat pentru Petrocub. Pleșco și Bilinski au egalat. Disputa mâine de la ora 20 între Milsami Orhei. Încearcă să recupereze balonul Rubanguca, să repare eroarea de mai devreme.